Cercetările sunt în curs la Colegiul Școala Națională de Gaz din municipiul Mediaș, acolo unde zilele trecute un tânăr a fost înjunghiat într-o sală de clasă. În urma anchetei au ieșit la iveală o serie de detalii. Se pare că cei doi băieți, pe lângă faptul că erau colegi, erau și prieteni buni. Conducerea școlii spune că totul s-a întâmplat din joacă, iar din acest motiv victima a mințit că de fapt s-ar fi lovit într-un cui, tocmai pentru a-și proteja amicul. Cu toate că cei doi elevi nu se războiesc, gestul tânărului în vârstă de 17 ani este de condamnat. El nu avea voie să aducă în incinta unității de învățământ o armă albă, lucru care i-a fost adus la cunoștință la începutul anului școlar. Poliția a deschis o anchetă, iar la nivelul școlii s-au luat deja măsuri. Una dintre ele este aceea că elevului îi va fi scăzută nota la portare. Specialiștii din Inspecția de Prevenire a ISU Sibiu a făcut joi 4 controale la magazinele Kaufland de pe raza municipiului Sibiu și comunei Șelimbăr. Au fost înlăturate toate gardurile montate pentru a separa clienții vaccinați de cei nevaccinați și care blocau căile de evacuare în cazul unui incendiu. ISU Sibiu nu a aplicat însă nicio sancțiune. Cel mai nou operator aerian din România și totodată primul care este înființat de către un afacerist local din Sibiu, va începe să opereze zboruri comerciale de anul viitor. Fly Lily va avea ca bază de operare principală aeroportul internațional din Sibiu. Fly Lily, dacă va opera zboruri din 2022 de la Sibiu, va fi a 6-a companie aeriană cu rute pe aeroportul sibian. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Întâmplarea a făcut și o întâmplare fericită în viața mea ca în 2004 să plec în Statele Unite, unde mi-am cunoscut soția. Așa am ajuns la Sibiu. Mi-am cunoscut soția în Marele Canion. Să vă spun cum lucră Dumnezeu, că Dumnezeu chiar lucrează. Nu poți, indiferent de opțiunile politice, indiferent de clinciurile existente în zona politică, să dai cu piciorul în partea dorsală unui om care și-a sacrificat mult din viață ca acest muzeu să existe. Pentru că mie nu-mi păsa ce scriu pe Facebook, la ce dau share, că dădeam pentru Ponta, că dădeam pentru Iohannis. Și atunci era foarte agresiv și acasă și la serviciu și cu de toate și nu acceptam critici. Pentru că eu am început să am diabetul din 2015, nu știam că am diabet și eram foarte, foarte nervos. Mă nervam. Aș fi complice să renunț. Și chiar dacă am diabet și am boala asta, asta nu e o scuză pentru mine. Eu așa sunt făcut, eu nu pot să stau deoparte. Am avut așa un șoc pe moment, un șoc urât, că nu puteam să-mi țin promisiunea față de fetița mea. De cele mai dificile momente, pentru că eram pus într-o situație delicată. Și mi-am spus punctul de vedere, n-am avut o problemă cu asta, e punctul meu de vedere. Până la urmă sunt Ciprian Ștefan și chiar sunt în primii 30 de specialiști ai Europei pe multe chestii. Și îmi permit să spun lucrurilor pe nume, văd ce drum oi lua. Mi l-am cam hotărât drumul respectiv, dar simt că deja, nu că mă plafonez, dar este riscul ca păcatul mândriei să mă domine. Când am spus că fac scenă de pe lac și vreau să aduc un concert de calibru metalic, am fost luat în râs. No, eu nu mai zic nimic, las fapte. Până acum vorbi și faptele. Creștem biletele și abonamentele la muzeu pentru anul viitor. Da. Tot din cauza... Păi nu, e momentul să le creștem. Și am început să particip și eu cu ei și făceam niște jocuri și niște jene cu caserițele și cu ei. Erau toți să le tragi la pensie și se bucurau. Da? O atmosferă fantastică. Trebuie să ți le asum și astea și să mai închizi și ochii. Și mi le asum, efectiv mi le asum. Îmi plac oameni și din zona dreapta, îmi plac oameni și din zona... Adică îmi plac oameni și din PNL, și din PSD, și din USR. Propunerea au fost, discuții au fost și așa mai departe, dar, repet, eu sunt omul dezvoltării, n-am nevoie de nimic, adică nu mă voi duce, că bănuiesc aici vrea să ajungi, înspre partidul care vrea să dezvolte organic societatea. E vreun partid din momentul ăsta care, din punctul tău de vedere, vrea să dezvolte societatea așa cum la nivel local, da. La nivel local, da. La nivel național, nu există. Te gândești la modul serios să candidezi la următoarele alegeri? Mă gândesc la modul foarte serios să candidez. Aici spun ceva și acum e decizia ta dacă o să o lași pe înregistrare sau nu.